Dragoste la extrem. Un bărbat din județul Teliorman s-a supărat pe soție care venise din vizită de la fiicele sale din București și și-a dat foc la casă. După ce a incendiat locuința pe care abia o terminase de renovat, bărbatul s-a urcat în mașină și a demarat în trombă. Nu a ajuns însă prea departe pentru că a pierdut controlul volanului și s-a oprit într-un șanț. Polițiștii care au ajuns la fața locului l-au dus la secție și au deschis un dosar penal pe numele lui. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Bărbatul spune că ar fi făcut totul din gelozie, zând că soția l-a înșelat.